Bine ați venit la etalarea pentru anul 2023, pentru ascendent lună soare în Scorpion. Și haideți să vedem ce avem pentru Scorpion. Toate etalările sunt total diferite, deci ce cărți mă atrag. Și haideți să vedem ce avem pentru Scorpion. Cred că avem aici pentru Scorpion. Ce avem pentru Scorpion? Wow! 9 de cupe. Deci ați început bine. 9 de cupe este un fel de luați tot ce vă doriți. Da, luați tot ce vă doriți. Printre care unii dintre voi posibil să vă luați și un papi, un cățeluș. Cavalerul de monede. Deci ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, turnul și 7 de spade. Vedeți imaginea 7 de spade pe care o avem aici? Este corbul. Iulie, bravo, reflecție. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și ce avem la bază? 2 de bâte. Vom lua de aici cărțile și vom pune aceste 2 de bâte. Ce avem aici? 4 de cupe, ceva la care ați avut multe obstacole, poate abia acum începe să meargă, cu alte cuvinte. Și vom clarifica cu aceste mini. Turnul acesta vom vedea ce se întâmplă în mai, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Ce avem în prima lună? Deja se vede, deci 9 de cupe și asul de monede. Pentru unii dintre voi poate fi o primă. Poate fi într-adevăr recunoașterea și mangusta îmi spune că învingeți gurile rele. Iar acum, într-adevăr, meritați să leneviți, pentru că asta este nouă, este un fel de, mi-aduce aminte de Eat, Pray, Love, filmul Dolce per fare niente. Deci, să vă simțiți bine fără să faceți absolut nimic. Și cu siguranță este ceva promițător în ianuarie. Februarie avem cavalerul de monede și 9 de spade. Poate că a întârziat ceva în viața voastră, poate ați depus un efort anume, dar aveți răbdare. Nu vă stresați, pentru că stresul nu e atât de bun nimănui. Nici în sănătate, nimic. Haideți să vedem noul acesta de spade. 3 de săbi, 4 de monede și cavalerul de bâte. Wow! Deci, cu alte cuvinte, avem de-a face cu un blocaj, fie material, fie și în dragoste, sau poate că persoana respectivă nu poate să vă satisfacă dorințele sau poate vă dați seama că de fapt nu își are rostul în viața voastră și e un fel de a curăța ceva aici. Asta o văd eu cu treiul acesta de spade și cavalerul de bâte. Martie.
voi mai avea o carte. Pur și simplu vreau să întorc de aici. Strength, puterea. Va trebui să fiți puternici și să căutați o soluție în a fi independenți voi cu voi în jobul vostru. Asta este dorința voastră. Pentru că treiul acesta de spade, posibil pentru unii dintre voi să fi lucrat undeva, fie la guvern, fie să fi lucrat cu ceva care a ținut de niște taxe și v-au fost luați banii sau taxele impuse erau prea mari în funcție de ceea ce vă rămâne vouă ca profit și încercați să găsiți o soluție. Deci găsiți soluția respectivă pentru a nu avea de-a face cu această energie. De ce spun guvern? Pentru că am de-a face cu soarele. Dar, în aceeași măsură, îmi spune că este și cartea lui Saturn. Poate pierdem ceva în măsură de bani, dar ne câștigăm sănătatea. Deci, depinde pentru fiecare în parte de situație. Martie. Martie avem regina de monede și steaua, vărsătorul. Posibil pentru unii dintre voi să intre cineva nou în viața voastră. Regina aceasta de monede să fiți voi, aveți grijă de cei din jurul vostru, de familie, iar vărsătorul poate fi o idee mai puțin ortodoxă, să zicem, de felul de a face afaceri. Voi sunteți un pic mai închiși, încercați să faceți lucrurile în practică, să le puneți în practică. Ei bine, vărsătorul nu este așa. Vărsătorul face prieteni, vărsătorul îi place să fie într-o comunitate cu foarte mulți oameni și este felul în care vă scoate în evidență. Aprilie. 7 de spade și 10 de cupe. Cineva încearcă să pericliteze fericirea familiei. Vedeți că l-aveți încă o dată 10-ul acesta de cupe aici, cupajul de monede. Vom vedea aici 7 de spade cu 10 de cupe. Ce vrea să ne spună? Venus. Oh. Pentru unii dintre voi, situația financiară sau, mai bine zis, abundența joacă un rol important în fericirea familiei. Bineînțeles, cred că pentru toată lumea are un anumit interes, dar partea bună este că nu ia nimeni nimic cu el decât fericirea familiei. Iar ceea ce văd eu aici, cu șaptele acesta de spade, dacă într-adevăr câștigați bani, dacă mergeți în sânul familiei, lăsați cadourile la o parte că banii respectiv sunt buni pentru voi. Nu o spun în semn de răutate, dar șaptele ăla de spade, toată lumea ne iubește atunci când avem bani. Și asta se întâmplă și cu voi aici. Pentru că aveți 10 de cupe și împărăteasă. Și asta înseamnă că dăruiți. Voi ați muncit foarte mult pentru banii respectivi. 10 de bute. Dai și primește în momentul în care primești în aceeași măsură. Deci ceea ce îți dă este aprilie, de fapt, este o lecție de viață. Fii puțin mai retras și vigilant în privința cadourilor și a banilor, pentru că vei rămâne fără bani. Ai muncit prea mult ca să nu cinstești ceea ce este. Da, și succesul vine numai prin tine. Deci, vezi în aprilie ce se întâmplă, nu cheltui în exces pentru ceilalți, pentru că ai nevoie de acei bani.
Iar 6 de bute e posibil pentru unii dintre voi să puneți în mișcare ceva ce ține de internet, poate ceva de online și pe produse venusiene. Creme, cosmetice, parfumuri, tot ce vreți. Mergem mai departe cu mai, turnul și doi de spade. Ceva se întâmplă neașteptat. Mie întotdeauna mi-a plăcut turnul, pentru că în momentul în care noi nu facem schimbări în viața noastră și nu dorim să schimbăm ceva, instantaneu universul ne trimite un turn. Deci, ne place, nu ne place, se va schimba situația respectivă. Cu alte cuvinte, posibil să încerce să ne scoată afară dintr-o situație care nu mai mergea de mult. Decizia nu o putem lua, este un fel de a ne pune în dilemă, care este rezultatul. Regele de bute. Mă scoate pe cineva în cale. Frumos. Frumos. Aș spune că da. Acolo când nu vă mai așteptați la nimic sau pur și simplu ați încheiat o relație în care v-a mâncat zilele, instantaneu vine cineva în viața voastră. Când ți-e lumea mai dragă. Sau se întâmplă ceva și din acel ceva care se întâmplă, chiar dacă a fost ceva care s-a terminat sau poate la locul de muncă, ceva. Acel ceva pentru fiecare în parte este total diferit. Apare regele de bute. Iunie. Marea preoteasă și asul de cupe. Aveți o intuiție extraordinară. Deci, chiar vă rog, cei care aveți darul de a scrie, de a crea, de a picta, de a desena, de spuneți-i cum vreți, de a cânta, de a produce muzică. Iunie este perfectă pentru voi aici. Și bineînțeles, semnul rodii și asta înseamnă și perpetuarea speciei. Judecata. Chiar vreau să spun, eram sigură. Da, spus-o. Deci, ăsta este destin. Se schimbă ceva în viața voastră în iunie. De fapt, se schimbă din mai. În iulie sunteți cei mai fericiți. Aveți pajul de monede și 10 de cupe. 6 de spade. Poate faceți o călătorie peste hotare, peste o apă. Posibil ca familia persoanei respective să fie peste o apă. August. 8 de bute și 8 de toamne, de două ori, 8. 8-ul. Știți că este singurul număr care se încheie deasupra. 8-ul de bute, noutăți. 8-ul de monede, ceva care ține de creativitate, care încearcă să lucreze, care încearcă să o scoată la suprafață pentru a fi spusă. Poate este o idee extraordinară, poate este într-adevăr o noutate pe care voi o așteptați. Pentru unii dintre voi pot fi chiar studii. Așteptați noutăți sau poate așteptați într-adevăr un telefon sau un e-mail dacă sunteți acceptați acolo. Septembrie. Avem magicianul și doi de monede, echilibru. Și iar să repetă acest 8 pentru că aveți infinitul. Deci, în septembrie e un fel de a vă menține echilibrul pentru că acolo unde veți merge totul este
total nou de la început? Depinde pentru fiecare ce este. Poate chiar într-adevăr se repetă ceva, poate se repetă o situație, o relație, ceva. Acel ceva care se repetă este pentru a te pune în echilibru cu tine însăți și de a ști dacă vei merge mai departe sau vei pune punct acelei relații. Octombrie. Deci ne-am pomenit, avem de două ori 5 de monede cheltuiți și aș dori să vedeți, să vedem pe ce cheltuiți. Ce sunt aceste cheltuieli? Trei de bute, programați ceva, sau mai bine zis, o planificați și deja vedeți roadele. Deci pentru unii dintre voi această perioadă puteți investi. În aprilie puteți investi în ceva. Poate că veți vinde ceva online. Rezultatele, chiar dacă ați investit foarte mult, le veți vedea aici. Regele de cupe, pentru că este o plăcere să fac acel ceva, și roata, un nou început și un mare noroc, este Jupiter aici, în octombrie. Deci vin rezultatele. Chiar dacă veți cheltui, veți cheltui, dar știți că aveți de unde să cheltuiți. Noiembrie avem Cavalerul de monede și 5 de cupe. Ce s-a întârziat aici? Pentru că este ceva emoțional. 5 de săbi, 6 de cupe. Da, reapare un ex care este singur și îl avem aici, eremitul, îl avem și în decembrie. Posibil să fie fecioară, posibil să fie ascendentul în soare în fecioară, dar este o conexiune la care nu vă așteptați, pentru că șasele acesta de cupe este dintr-o viață anterioară și este felul de a reapare în viața voastră. Știu că a pierdut partida, știu că v-au pierdut, dar reîncearcă. Dar ceea ce îmi spune cu această roată, îmi spune că de fapt tot ceea ce îmi doresc voi lua, pentru că merit. Da, vedeți ce am spus un pic mai înainte. Șaptele acesta de bute, aici am 9 de bute, obstacolele care mi-au fost puse. Dacă sunteți singuri, veți avea marea șansă să fiți cu cineva. Iar șaptele acesta de bute este un fel de a vă proteja relația și tot ce este în jur. Iar aici aveți îndrăgostiții, 2 de cupe și diavolul, multă pasiune. Multă, 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 multă pasiune. Și veți fi în control, adică voi veți controla situația, ca de obicei. Ca de obicei. Haideți să vedem ce sfaturi aveți de la Arhanghelul Mihail. Ce sfaturi aveți de la Arhanghelul Mihail? Ce sfaturi aveți de la Arhanghelul Mihail? Să aveți încredere, să mergeți fără frică înainte, să vă detașați de orice tip de situație, pentru că acea situație este deja rezolvată de Dumnezeu. Și bineînțeles să ai încredere în intuiția ta, pentru că cu siguranță vei lua pe drumul cel bun. Și explorezi toate opțiunile. Energy Healing Work. Marea preoteasă, judecata, asul de cupe și energy healing work. Asta înseamnă că vă conectați la o vibrație ridicată. Știu că semnul scorpionului este unul dintre cele mai dificile în materie de mistic,
dar aici chiar cați în trecut. Este energia unei persoane care are capacitatea de a vedea lucrurile în altă vibrație. Mult noroc. Nu împărtășiți cu prea mulți, pentru că sunt mulți invidioși și vă puneți viața în pericol. Dar asta este cu siguranță. Aveți un har anume pentru cei care, bineînțeles, sunteți aici, ați venit exact pe acest videoclip. Foarte interesant. Vă rog să vă puneți o întrebare și răspunsul la întrebarea respectivă îl aveți din acest oracol. Răspuns la întrebări. Nou la o primă întrebare. Și acum vă spune, de fapt, să formulați corect, mai bine zis, ceea ce voi vă doriți. Clarificați și formulați corect. De fapt, atunci când formulăm o întrebare și în tarot, care este posibilitatea de a? Nu formulați întrebarea, vreau să știu dacă mă căsătoresc. Nu, că asta nu se spune niciodată. Tarotul îți spune cinstit, nu minte, dar care este posibilitatea de a mă căsători într-o lună sau în anul acesta? Trebuie să le dați și timpul. Deci, întrebarea și răspunsul. Meditația va aduce răspunsuri. Deci, ce am spus puțin mai înainte aici? Fii pozitiv și rămâi pozitiv, pentru că este exact timpul perfect. Poate nu este ceea ce te aștepți, unlikely, dar întreabă-ți îngerii, pentru că atunci va veni cu un răspuns corect de da. Vedeți cum merge? Așa lucrează. Și haideți să vedem și din acest oracol. Wow! Forgiving and learning. E un fel de a te debarasa de trecut și de experiențele pe care le-ai avut în trecut pentru a avea noi experiențe în acum. Ce va aduce în iubire pentru scorpion? Dar cu siguranță aveți o mare protecție anul acesta. Wow! Ați văzut turnul acela? Decepție! Descoperiți pe cineva și descoperiți ceva. Sunteți foarte buni detectivi. Aveți încredere. Iubiți-vă pe voi. Eliberați-vă încă o dată, eliberați-vă, pentru că asta vă spune să vă eliberați și meritați iubire. Ce avem la bază? Finanțe și carieră. Deci, în momentul acesta, voi vă gândiți la finanțe și la carieră. Ăsta este factorul principal pe care voi îl aveți acum. În momentul în care voi vă eliberați de energii negative, de energii care nu își mai au locul, atunci totul începe să se aranjeze. Și de persoanele false. Știm, e o obișnuință în ziua de astăzi. Deci, numai bine, la revedere, vă doresc un an frumos, special și ne auzim.